Holografia este una din cele mai spectaculoase aplicații ale laserului. Se știe că lumina emisă de laser este o lumină coerentă, deci păstrează faza undei electromagnetice luminoase constantă în timp. Atunci când două fascicule laser interferă, apare o figură de interferență care se caracterizează prin maxime și minime. Ei, dacă cele două fascicule luminoase care interferă provin unul de la un fascicol de referință, iar celălalt de la un fascicol care este reflectat de un obiect, atunci, prin suprapunerea celor două fascicule, rezultă o figură de interferență care se caracterizează prin maxime și minime de interferență și care păstrează informații despre forma obiectului pe care l-am examinat, pe care l-am baleat cu această lumină laser. Holografia a apărut la scurt timp după descoperirea laserului. Laserul a fost descoperit în 1960 și în 1964 Denes Gabor, un fizician ungar, dar care locuia în Statele Unite, care s-a mutat, de fapt, în Statele Unite, a realizat prima hologramă și pentru o aplicație atât de importantă și de spectaculoasă a primit și premiul Nobel în 1971. Prin urmare, holografia este o metodă de a obține imagini ale unor obiecte, iar holografia implică, de fapt, două etape. Prima etapă este realizarea hologramei, deci realizarea figurii de interferență. Cele două fascicole, fascicolul de referință și fascicolul care cade de pe obiectul pe care dorim să-l fotografiem, se suprapun pe o placă sau pe o emulsie fotografică depusă pe o lamă de sticlă și după developarea acestei plăci obținem o hologramă care nu spune prea multe la o examinare directă, pentru că ea este ca o suprafață pe care apar zone negrite, zone mai gri, mai luminoase și așa mai departe. Pot să vă arăt și eu astfel. Aceasta este o hologramă, de exemplu, și holograma asta nu ne spune nimic, fiindcă ea este un film fotografic care a fost expus la o radiație laser, așa cum am menționat înainte. Și pe această plăcuță de sticlă există tot o hologramă care a fost obținută pe o emulsie fotografică pe care am depus-o pe această plăcuță de sticlă. Cea de-a doua etapă constă în citirea hologramei. Citirea hologramei se face invers de cum am obținut holograma, adică într-un fascicol laser se examinează prin transmisie sau prin reflexie holograma și în spate sau undeva în față obținem imaginea obiectului care poate să fie o imagine reală sau o imagine virtuală. Ceea ce este foarte interesant este că imaginea obiectului este o imagine tridimensională. Deci noi vedem imaginea exact așa cum este obiectul în natură și deci este o imagine cu totul și cu totul spectaculoasă. O altă chestiune extrem de importantă este următorul fapt. Dacă, de exemplu, avem o hologramă, să zicem că este pe această plăcuță de sticlă și scăpăm jos plăcuța de sticlă și din ea vor rezulta o mulțime de cioburi. Dacă reușim să salvăm un mic ciob de sticlă pe care mai există un mic colțișor de emulsie fotografică, această emulsie păstrează încă imaginea întregului obiect pe care l-am holografiat. Deci, putem pe arii foarte mici holografice să înmagazinăm informații foarte multe despre obiecte. Pe aceste calități ale holografiei s-au încercat să se propună construirea unor memorii holografice, dar am văzut că s-a renunțat, fiindcă totuși memoriile magnetice sunt mai performante. De asemenea, această aplicație a fotografiei tridimensionale, care mi se pare extraordinar de interesantă, și evident mai există și alte aplicații care țin de interferometria obiectelor. Putem să ne dăm seama prin compararea
unei imagini holografice cu una standard, dacă un obiect și-a modificat dimensiunile și așa mai departe. Holografia, deci, este o aplicație directă a interferenței și e o consecință a faptului că raza laser este o rază coerentă și dă o imagine de interferență foarte clară. Totdeauna o imagine de interferență conține maxime de interferență, de ordinul 1, de ordinul 2, de ordinul 3. Între ele există anumite distanțe, anumite periodicități care sunt date și de dimensiunea obiectului și de lungimea de undă cu care lucrăm. Ei, aceste maxime se regăsesc pe toată întinderea hologramei și deci chiar un ciob foarte mic din această hologramă mai păstrează imaginea de interferență specifică obiectului și, prin urmare, păstrează informații despre obiect.